apariția în romanul Lotte la Weimar, în traducerea consacrată a lui Alessandro Filippide, face parte dintr-un proiect al editurii Humanitas Fiction, al colecției Raftul de Misei, de editare a romanelor mai scurte ale lui Thomas Mann. Am început anul trecut cu o traducere practic nouă a romanului Alesul. Am continuat cu mărturisirile excrocului Felix Krull în primăvara aceasta și iată acum avem Lotte la Weimar, urmând ca în 2016 să publicăm Alteță Regală. În 1936, după ce termină cel de-al treilea volum din Iosif și frații săi, Thomas Mann, spre sfârșitul anului, nota în jurnal că vrea să scrie o povestire plasată la Weimar în 1816, în care îmi permit deliciul fantezist de a-l readuce la viață pe Goethe. De fapt, Goethe, cum scria George Steiner foarte frumos, este modelul lui Thomas Mann, după care și-a format propria evoluție ca scriitor și înțelept olimpian. A-l readuce la viață pe Goethe era un demers extraordinar de îndrăsneț. Thomas Mann, de la acea simplă povestire pe care în joacă vroia să o scrie de Crăciunul anului 1936, a ajuns să facă un roman de 400 de pagini pe care l-a terminat și l-a publicat în 1939. El îl plasează în centrul romanului pe Goethe, Goethe la Senectute, Goethe bătrânul geniu de la Weimar, folosindu-se de vizita care a fost consemnată, pe care o face pasiunea sa din tinerețe, din anii 1700, 1872-73, pentru Charlotte Buff, devenită doamna cancelar Charlotte Kestner, iubire pe care și-o sublimează în Tărâmul Spiritelor, cum spune Goethe din Lotte la Weimar, în Suferințele tânărului Werther. Romanul acesta a fost cel mai apropiat lui Thomas Mann. În același timp, este considerat de criticii germani și criticii europeni romanul în care Thomas Mann excelează stilistic. Traducerea consacrată a lui Alessandro Filippide ne face pe cei care cunoaștem mai puțin literatura germană să detectăm câteva stiluri pe care le folosește Thomas Mann în acest roman. Spre exemplu, sora Adele Schopenhauer, a lui Schopenhauer, vorbește în carte asemenea lui Schopenhauer. Fiul lui Goethe, August von Goethe, vorbește împrumutând limbajul clar al lui Brentano. Și monologul lui Goethe, cel care își face apariția foarte târziu în roman, în capitolul 7, este clar un monolog în care Thomas Mann încearcă și reușește strălucit fluxul conștiinței. Este capitolul cel mai joycean din toată cartea. Invitații mei de astăzi pentru a vă vorbi despre acest mare roman al lui Thomas Mann sunt scriitoarea Ioana Pârvulescu și scriitorul Gabriel Liceanu. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Ioanei Pârvulescu.
Mulțumesc! Bună ziua din nou! Ce grozav ar fi fost să avem și un audiobook Thomas Mann, ca să leg de precedenta lansare la care am fost. Am citit această carte numai de două ori, spun numai de două ori, pentru că, în general, cărțile lui Thomas Mann le citesc periodic. Această carte își dezvăluie sensurile de adâncime, sau cel puțin pentru mine așa a fost, abia la a doua lectură. Și am să pornesc de la ceva ce am descoperit la un moment dat în scrisorile lui Thomas Mann. În 14 septembrie 1911, Thomas Mann răspunde unui interlocutor al lui și face o mică comparație între Goethe și Wagner și spune așa: Goethe ar fi trebuit să-l socotească pe Wagner fundamental contrar lui. Firește că față cu faptele mari, el era foarte tolerant în privința morală și uneori mă întreb dacă n-ar fi replicat: omul e prea mare pentru voi. Der Mann ist euch zu groß. Dar asta ar fi problema lui. Și acum vine partea interesantă. Pe nemți, spune Thomas Mann în 1911, ar trebui să-i pui în fața hotărârii: Goethe sau Wagner? Amândouă sunt prea mult. Dar mă tem că ar spune Wagner. Sau poate totuși nu? N-ar trebui oare ca fiecare german să știe că în adâncul inimii lui, că Goethe este un conducător neasemuit, demn de stimă și încredere și un erou național față de gnomul ăsta guturănit din Saxonia, cu explozia lui de talent, el spune bombă în talent, și caracterul lui meschin. Așadar, punctul de pornire al lui Thomas Mann a fost o alegere între Goethe și Wagner și îl alege din plin pe Goethe. De altfel, acest lucru îl putem vedea foarte clar și prin faptul că lui Goethe îi dedică un roman întreg, acest Lotte la Weimar. În schimb, lui Wagner i-a dedicat un opuscul care se cheamă Cazul Wagner. Ce am observat eu și unde, în fine, am ajuns să pătrund un pic mai bine în cartea Lotte la Weimar, este că tonul din Cazul Wagner și din Lotte la Weimar, tonul cu care vorbește despre cei doi, în fond, cele două repere ale spiritului german, este același, și anume celebra ironie tandră a lui Thomas Mann. Thomas Mann are o adevărată, cum să spun, un adevărat brevet de invenție literară în privința ironiei cu care vorbește el despre oamenii pe care îi iubește în general. Dar ce este interesant, în timp ce la Wagner el maschează, ce ați văzut aici, sentimentele de mai degrabă dispreț la adresa lui, sau în orice caz distanțare, deși îi recunoaște talentul, că e o bombă de talent, așa cum se spune azi, bombă sexuală, folosește Thomas Mann legat de Wagner că e o bombă de talent, își maschează deci sentimentele acestea de distanțare sub ironie. Ce e ciudat este că Goethe, deși este idolul său, cum ați văzut, este privit tot cu o tandră ironie, dar de data asta mascând dragostea. De multe ori, ironia poate masca dragostea. În cazul lui, așa se întâmplă. Și el spune, dau numai un singur exemplu, ca să vedeți cam cum vorbesc ceilalți despre Goethe. De fapt, în prima parte a romanului, noi nu îl vedem pe Goethe, ci doar știm ce vorbesc ceilalți despre el. Și deci vă dau un mic exemplu. Bineînțeles, secretarul lui, deci care este foarte aproape de el,
vorbește despre el destul de pe muchie de cuțit și spune așa: e sensibil la laude și se lasă bucuros convins că o lucrare de-a lui e o capodoperă. Observați ce stil nemaipomenit are Thomas Mann. Se lasă bucuros convins că o lucrare de-a lui e o capodoperă, deși cu o clipă mai înainte avea serioase îndoieli cu privire la ea. Nu trebuie uitat că, pe lângă modestie, el are și o conștiință de sine pur și simplu uluitoare. E în stare să vorbească despre felul lui deosebit de a fi, despre anume slăbiciuni și complicații ale firii sale și după aceea să adauge în chipul cel mai natural. Acestea toate trebuie socotite ca fiind reversul marilor mele calități. Deci Goethe despre sine. Așadar, ați perceput foarte clar ironia. Romanul acesta este un roman dialogat. S-ar fi putut intitula Dialoguri. Este un roman în care epicul e foarte subțire și asta probabil m-a făcut pe mine în tinerețe să nu îl simt suficient de bine. Și care este firul acesta epic? Lotte, iubita din tinerețe a lui Goethe, eroina din Suferințele tânărului Werther, în paranteză fie spus, operă tradusă tot de Filipide în românește. Deci această eroină se duce la Weimar după moartea soțului ei ca să-l cunoască pe Goethe. Și aici romanul devine de o actualitate, deci în actualitatea lui, să spunem, devine de o actualitate uluitoare. Oamenii o tratează cum ar trata astăzi un VIP, o eroină de, ce știu, o actriță sau o divă, da, o divă. Și se creează așa un fel de val de curiozitate în jurul ei și tot romanul aștepți ca cei doi să se întâlnească în sfârșit. Acest lucru nu se întâmplă decât în ultimele capitole. Până atunci se vorbește despre lucruri care sunt dintotdeauna ale, să spunem, marilor gânditori, despre geniu și lumea din jur, despre realitate și ficțiune, cât ia un scriitor din realitate, ce transformă, ce ochi au personajele. Lotte avea ochi negri, dar eroina reală avea ochi albaștri, despre natură și spirit, despre un om important și subalternii lui. Până la urmă, Thomas Mann spune aici că geniile sunt și ei oameni și nimic din ce e mic într-un om obișnuit nu le este necunoscut. Au și ei slăbiciuni ca toată lumea. Personajele acestui roman sunt de fapt marea reușită romanescă și anume, bineînțeles, Goethe, ironizat, așa cum v-am spus, dar și luat în serios. Thomas Mann s-a transpus și pe sine în figura lui Goethe. Lotte este înțeleasă incredibil de bine și este apărată foarte bine și ironizată și ea atât cât trebuie, ca să nu dea o imagine solemnă a ei. Și personajele secundare sunt formidabile, începând cu chelnerul Mager de la pensiune la care trage Lotte și până la Adele Schopenhauer, despre care v-a spus și Denisa. Sunt personaje care într-adevăr sunt extraordinar de vii. Cum spuneam, cred că mă opresc imediat. Cum spuneam, Thomas Mann are grijă ca până să-l vedem pe Goethe însuși, să auzim părerile despre el, ale celor din jur, ale celor care de cele mai multe ori nu-l înțeleg. Un om important, o personalitate, este întotdeauna
prilej de vorbe și de bârfe și se face întotdeauna cunoscut mai mult prin deformări decât prin ceea ce este el cu adevărat. Thomas Mann are grijă să ne ofere această oglindă deformată cu care începe toată cartea. Fiecare trage de el, de Goethe, de imaginea lui și își face un merit din asta, din a-l cunoaște, îl judecă, îl toacă. Numai om important să nu fii, numai nemuritor să nu fii, ar spune Milan Kundera, care și el e îngrozit de ideea de nemurire. Și până la urmă aflăm și ce gândește Goethe, cu un procedeu pe care Thomas Mann nu l-a mai folosit în alte cărți. Această introspecție, această gândire a lui Goethe prinsă într-un întreg capitol. Am să închei spunând ceva despre încheierea romanului. Încheierea romanului este o întâlnire de taină între Goethe și Lotte, petrecută în trăsură, în care mi s-a părut că Thomas Mann, și care nu este atestată documentar, altfel Thomas Mann s-a ținut de documente, s-a ținut de, bineînțeles, fantazm, dar pe marginea unor documente, despre această întâlnire nu știe nimeni că ar fi avut loc, și în care mi s-a părut că Thomas Mann îi dă o consolare lui Lotte peste ani, deci în 1936, când a început să scrie romanul, i-a oferit lui Lotte această consolare a unei întâlniri de taină după ani cu idolul tinereții ei, pe care ea totuși l-a respins. Și aici se află cea mai bună replică, după părerea mea, a romanului, legată de oamenii importanți, de talia lui Goethe și de cei care sunt în jurul lor. Și anume comparația cu o lumânare care arde ce este în jur, arde musculițele, sacrifică musculițele din jur, dar, spune Goethe din roman, arde ea însăși. Se consumă și pe sine, se sacrifică și pe sine ca să dea lumină în jur. Vă mulțumesc! Gabriel Liceanu. Nu e ușor să vorbești despre un roman al lui Thomas Mann. Doamnele care au vorbit înaintea mea v-au dat ambalajul cultural. Eu am să încerc să vă trec miza acestei cărți. Pentru că lectura e fascinantă, cu condiția să știi să ai acces puțin la precedentul cărții. Acțiunea se petrece, după cum v-a spus doamna Comănescu, în 1816. Goethe are 67 de ani, Lotte are 64, cred. Cu 44 de ani în urmă, are loc o celebră idilă. Idila între Lotte, Charlotte Buff, căsătorită Kessner, și Goethe, care avea în clipa aceea 23 de ani. Charlotte, Lotte Buff, avea 19 ani. De aici trebuie să pornim. Ce se întâmplă între aceste două personaje și transfigurarea acestei întâmplări în romanul Suferințele tânărului Werther este punctul de pornire al acestei cărți. Pentru că fără această platformă, romanul nu poate fi înțeles. Dar ce se întâmplă în Suferințele tânărului Goethe, tânărului Werther? Goethe se îndrăgostește de Charlotte Buff, cunoscând-o într-un orășel german, la 19 ani, când ea se logodise cu un tânăr de vârsta ei. Goethe ajunge în acel moment în anturajul familiei lui Charlottei Buff și se împrietenește cu cei doi. Deci devine prietenul acestor logodnici. Numai că la un moment dat, cum spune Thomas Mann atât de frumos, punându-i lui Lotte în gură aceste vorbe, cu vremea
dragostea lui pentru logodna noastră se transformă într-o dragoste pentru mine. În orice caz, Goethe trăiește prima mare traumă sentimentală a vieții lui. Însă suntem într-un moment în care domnea legea morală kantiană în lumea Europei și în cea germană oricum, care spunea că aceste lucruri care în lumea noastră se rezolvă foarte ușor călcând legile morale obișnuite, atunci nu se puteau rezolva ușor. Atunci când intrai, erai prins între iubirea pentru o femeie logodită sau căsătorită și comandamentul moral care spunea că faci un lucru urât dacă disloci o căsnicie sau o logodnă, alegerea nu era cu putință. Or, Werther intră în acest clenci. Pe de o parte trăiește convingerea că este în fața iubirii vieții lui, pe de altă parte își dă seama că va destrăma, că parazitează pe un cuplu, că îl va destrăma și că va face un lucru îngrozitor de urât pe care nu și-l va ierta toată viața. Drept care, în transfigurarea romanescă a acestei întâmplări din viața lui, Goethe, alias Werther, se sinucide. Goethe pleacă. Frumusețea este că pleacă. Deși putea să se oprească, să-l dea o parte pe prietenul lui, logotnicul lui Lotte, și să rămână cu Lotte, pe care evident ar fi părăsit tot pe câțiva ani, pentru că el era un geniu care avea drumul lui și nu s-ar fi oprit în drum pe etapa Charlottenburg. Acestea sunt premize. Faptul că în romanul Suferințele tânărului Werther, personajul Werther, bărbatul care tulbură logodna, se sinucide, este împrumutat de Goethe dintr-o întâmplare reală, pentru că la scurtă vreme după ce el părăsește orașul unde stăteau cei doi, un prieten al lui se sinucide într-un context de același tip, dându-și seama că nu poate să aibă acces la femeia unui prieten căsătorit, se sinucide. Și atunci Goethe împrumută epilogul din viața prietenului și îl plachează pe întâmplarea sentimentală a vieții lui. Ei bine, de unde începe Lotte la Weimar? După faptul că Lotte simte nevoia ca după 44 de ani să-și reîntâlnească prietenul din tinerețe și să-i ceară socoteală, căci lucrurile nu sunt atât de simple, îi spune ea. Trebuie să găsesc un sfârșit al acestei întâmplări. Trebuie să dau un sfârșit convenabil și decent a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 44 de ani. În fond, ai stârnit ceea ce s-ar numi posibilul vieții mele. M-ai făcut de atunci să mă gândesc zi de zi cum ar fi fost viața mea dacă atunci aș fi mers în direcția pe care mi-o arătai tu. Ar fi fost posibil acest drum? Ce s-ar fi întâmplat? Oare e corect ce ai făcut? Că asemenea unui cuc ți-ai plasat oul iubirii tale în cadrul logotnei mele? Oare este frumos că ai profitat de faptul că ai găsit o fată pregătită să iubească, dar de către altul pregătită, și tu n-ai făcut decât să culegi fructul acestei înfloriri? Lotte vrea să-i ceară socoteală. Splendoarea cărții, a romanului lui Thomas Mann, este că cititorul află din primul capitol că Lotte vine sub pretextul vizitării unei surori care stă la Weimar să-l întâlnească de fapt pe Goethe și să aibă o discuție finală cu el. Evident, inteligența literară a lui Thomas Mann nu aruncă pe Lotte într-un dialog direct cu Goethe din primul capitol. Cărțile sunt filate cu mare finețe. Tehnica folosită e cea de zoom. Cititorul se apropie încet, pas cu pas, de momentul în care se va produce marea întâlnire. Dar ca să se producă marea întâlnire, trebuie ca zoom-zetul ei să fie pregătit. Și e pregătit de 3 întâlniri și dialoguri anterioare în care imaginea marelui personaj, a supergeniului, este conturată din unghiuri diferite. Odată din unghiul secretarului lui,
altă dată din unghiul fetei lui Schopenhauer, care ținea salon literar în Weimar, acolo unde Goethe obișnuia să vină, și în sfârșit din unghiul vizitei pe care o face August von Goethe, prietenii din tinerețea tatălui său. Și abia apoi vine întâlnirea. Și nici atunci nu este una directă. Este o întâlnire care se petrece printr-o invitație la masă, unde stau de vorbă 16 persoane și în care Lotte nu are acces la un dialog direct cu Goethe decât en passant și de tip monden. Senzația pe care o ai este că întâlnirea nu va avea loc niciodată, reîntâlnirea. Și atunci, în ultimul moment, când cititorul pierde speranța că va asista la marea scenă a regăsirii și a vorbelor care se pot spune între doi oameni care au trăit absolutul împreună cu 44 de ani în urmă, atunci, pe ultimele pagini ale cărții, într-o trăsură pe care Goethe o trimite pe Lotte la teatru și o recuperează trăsura neștiind că el va fi acolo și o va aștepta, are loc dialogul final al cărții. Și în acest dialog, Lotte îi spune asta: am dreptul la o explicație, de ce mi-ai tulburat viața pe restul zilelor mele? E adevărat, nu poți să-ți reproșezi că ai făcut ceva urât, vizibil, în ochii lumii, dar în sufletul meu ai produs o cutremurare. Și nu m-am despărțit de ea niciodată vreme de o viață. Niciodată. Și vreau să te întreb de ce ai făcut asta. De ce mi-ai dat senzația unui posibil din care eu am ales o variantă care nu știu dacă a fost cea bună? Nu cumva ai obiceiul, ca de la înălțimea genului tău, să jertfești oameni? Nu cumva toată viața ta merge pe jertfe pe care le faci în jurul tău, pentru că geniul tău îți dă dreptul să folosești oamenii cum vrei? Iar Goethe va răspunde: nu e așa, scumpa mea prietenă, pentru că cel jertfit sunt și eu, pentru că cel care dă se jertfește și este totodată cel care face jertfe. Și romanul deci se încheie pe această splendidă poveste, încheiată magistral în felul ăsta, dar lucru nemaipomenit în el este că măreția unui scriitor este aceea de a putea să refacă persoane care au deja o aură istorică. Atunci când vedeți filme cu Iisus, bănuiesc că aveți cu toții senzația că ceva nu e în regulă. Nu se poate pune în scenă Iisus. Nu poți să-l faci nici personaj de roman. Deși l-a făcut Bulgakov și l-a făcut bine. Dar ceva nu e în regulă. Nu poți să-i pui pe mari oameni ai lumii să-i reîncarnezi după cum crezi tu. Că nu-ți iese. Apare nota falsă. Cum vorbea Goethe? Cum gândea? Capitolul 7 de care a vorbit doamna Comănescu este un enorm monolog. A fost numit Joycean pentru că prinde fluxul gândirii lui într-o dimineață după ce se trezește. Dar cum gândește? Cum vorbește? Vă dați seama, ca să poată să intre în pielea lui Goethe, Thomas Mann a trebuit să se identifice cu adevărat cu el, citind viața lui, detaliile lui, transfigurându-le și în același timp spunând: putea fi așa. Nu a scos aceste vorbe, dar putea să le scoată. Și închei spunând după acest lucru: în 1945, un procuror de la Nuremberg a citat la un moment dat în actul de acuzare final, spunând ce a făcut Germania pe scena istoriei lumii și ce trebuie să petreacă cu ea ca să poată să șteargă oroarea pe care a făcut-o, citează un fragment din vorbele lui Goethe rostite în celebrul capitol 7 din Lotte la Weimar. Ori vorbele acelea nu sunt ale lui Goethe, ci sunt ale lui Thomas Mann. Lucrul a fost atât de șocant mai târziu, la câteva luni după ce ele au fost rostite în actul de acuzație final, așa cum a spus Goethe, poporul german ar trebui să gândească dacă nu cumva... Și a fost întrebat de critici literari, pe urmă de oameni de stat,
Dar unde a spus Goethe chestia asta? Și l-a spus în capitolul 7 din Lotte la Weimar. Și atunci i s-a scris lui Goethe, lui Thomas Mann, ca să fie întrebat în ce carte a lui Goethe spune Goethe treaba asta. Vă dați seama, oamenii sunt atât de puțin obișnuiți cu fenta literară, adică cu splendoarea literaturii care este adevărată fără să fie exactă. Ăsta este lucru și atunci i s-au adresat lui Thomas Mann și Thomas Mann a spus: îmi pare rău, Goethe n-a spus nicăieri lucrurile astea, nu există o sursă. L-au întrebat că nu cumva e dintr-o scriere târzie necunoscută de ei. Și au spus, nu, dar putea să le spună, așa că citatul pe care l-a dat e bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Gabriel Liceanu, Ioana Pârvulescu. Lansarea noastră s-a terminat.